despre Facultatea de Medicină astăzi la Universitatea de Vest Vasile Goldi. Arad, bună ziua, pe cine cunoaștem? Bună ziua, sunt Casiana Boru, decanul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Vest Vasile Goldi din Arad. Vorbim despre programele de studii, despre ce înseamnă diplomă de licență și am înțeles că este și masterat, dar în primul rând, despre Facultatea de Medicină, ce trebuie să știm? În primul rând, trebuie să știm că avem programe de studii de licență, așa cum spuneați, masterat, dar în plus avem școală de doctorală și pregătire prin rezidențiat. Programe de studii de licență sunt medicină, care este oferit în limba română, limba engleză și franceză, balneofiziokinetoterapie și recuperare, asistență medicală generală și biologie. Pe partea de masterate, avem trei masterate în cadrul facultății. Masteratul de analiză de laborator utilizată în domeniul biomedical, care este recunoscut de Ordinul Biologilor. De asemenea, avem masteratul de medicină socială și management sanitar pentru cei care doresc să ocupe o poziție de lider în sistemul de sănătate și un masterat de cercetare în limba engleză. Așa cum vă spuneam, absolvenții noștri pot opta să continue studiile pe partea de școală de doctorală, fie biologie, fie medicină, ca apoi să vină să facă parte din colectivul nostru de cadre didactice. Totodată suntem și oferim pregătire în rezidențiat, astfel că după absolvire, după examenul de licență, absolvenții pot opta să facă rezidențiatul aici, în cadrul universității noastre, în Arad, și din ce am văzut în anii precedenți, sunt tot mai mulți care la examenul național de rezidențiat optează să-și facă rezidențiatul aici în Arad. Fie că vorbim de absolvenți din țară, fie că vorbim de absolvenți străini. Da, este un aspect important pe care l-ați atins, despre care vreau să vorbim, pentru că este o facultate, să spunem, celebră în rândul studenților străini care vin și își termină studiile aici. Din ce țări vin ei de obicei? Sunt foarte multe țări. Avem o comunitate foarte mare de studenți din Italia, din Franța, Germania, avem de asemenea studenți din Maroc, deci sunt foarte mulți studenți internaționali. Avem studenți internaționali din peste 30 de țări. Deci, practic, dacă vorbim despre internaționalizarea universității, atunci una din facultățile care aduce foarte mulți studenți străini este cea de medicină. Într-adevăr, internaționalizarea este un aspect la care doamna rector, profesor Coralie Adina Cotoraș, ține foarte mult și Facultatea de Medicină, prin programele de studii de medicină, limba engleză și franceză și prin studenții internaționali, vine să întărească acest aspect de internaționalizare la care doamna rector ține foarte mult. Și mai vorbim despre un aspect când vine vorba despre rezidențiat, dar și despre anii de studiu, practica în instituțiile sanitare arădene, cum se desfășoară, care este legătura cu acestea? Avem o colaborare foarte bună cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, care este principalul partener unde studenții noștri își desfășoară activitatea practică și este un aspect foarte important. De ce? Pentru că practica se face efectiv pe pacient. Este o oportunitate pentru studenții noștri, pentru că sunt țări unde nu este permisă practica pe pacient. Avem și simulatoare achiziționată, deci studenții au acces și la simulatoare, dar un aspect extrem de important este practica pe pacient. Nu doar studenții pot să facă practică nu doar în Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, avem contracte de colaborare și cu clinici private, astfel că posibilitatea lor este una destul de mare. Totodată, în planul de învățământ, au și practică de vară studenții, practică de vară pe care pot să o facă în localitățile de unde provin sau în străinătate de unde provin studenții. Aici îmi vine în minte, de exemplu, Consilium Semestre, care se ține la Matern, așa, și sunt multe altele, workshop-uri și evenimente care au loc pe parcursul verii și nu numai, pe parcursul anului. Da, într-adevăr, sunt o mulțime de evenimente, de manifestări științifice. Unele dintre ele chiar au devenit o tradiție în cadrul facultății noastre, așa cum spuneați, de Consilium Semestre. La fel de binevenite sunt Open Day-urile organizate la inițiativa doamnei rector, care vin să aducă ultimele noutăți în domeniu,
atât studenților, dar cât și cadrelor noastre didactice. Mai este un aspect important, pentru că nu departe de noi se află săli în care există dotare performantă pentru cercetare. Și se face și cercetare aici. Da, se face și cercetare și inclusiv studenții au acces la Institutul de Științe ale Vieții Aurel Ardălean, unde pot, alături de cadrele didactice, pot să, și chiar fac asta, să aibă acces la baza noastră de cercetare, pornind de la cercetarea de la fiecare disciplină, apoi urmând să-și aleagă tematica pentru lucrarea de licență și, de ce nu, să continue pentru teza de doctorat mai departe. Despre înscrieri și despre admitere 2024, ce trebuie să știe posibilii candidați? Suntem în plin proces de înscriere în cadrul facultății. Înscrierile în cadrul facultății vor fi până în 26 iulie. La ora 5 se închide platforma. Înscrierea se face exclusiv online. Cei care au nevoie de sprijin în această înscriere online, pentru cei care au nevoie de sprijin, le stăm la dispoziție la rectorat, pe Bulevardul Revoluției. Așa cum spuneam, înscrierea este exclusiv online. Doritorul, candidatul, își creează un cont în care încarcă documentele necesare. Urmează ca aceste documente să fie validate, respectiv invalidate, de o comisie, în cazul în care ceva nu este în regulă. Candidatul va primi o notificare ce trebuie să refacă. După ce a fost validat dosarul candidatului, primește un număr de concurs cu care se va înregistra. Admiterea la medicină constă într-un concurs pe bază de întrebări de tip grilă. Pentru medicină în limba română, engleză și franceză, vorbind de cetățenii intracomunitari, acest test de admitere pe bază de grilă conține întrebări din anatomie și chimie. 40 de întrebări de anatomie și 20 de întrebări din chimie. Toată tematica este postată pe site, poate fi găsită acolo, tematica, bibliografia și, de asemenea, cărți orientative, cărți cu întrebări orientative pentru examenul de admitere. Și la programele de studii de asistență medicală generală și balneofiziokinetoterapie și recuperare, admiterea constă tot într-un test de admitere cu întrebări cu răspuns multiplu, întrebări de tip grilă. Aici tematica este doar din biologie, iar pentru programul de studii biologie, concursul constă în media de la examenul de bacalaureat. Am înțeles. Așadar, mult succes tuturor celor care se înscriu și vin spre admitere și spor la treabă. Mulțumim! Mulțumim că sunteți prezent în mijlocul nostru și vă așteptăm oricând cu drag. În viață, fiecare pas este important. Fiecare pas ne definește și ne duce pe drumul pe care îl alegem. Unele etape ale vieții sunt cruciale, ne marchează progresul, în timp ce altele sunt doar trepte pe scara evoluției personale. Privim cu încredere spre ceea ce urmează și educația este compasul tău în această călătorie. La Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad oferim programe academice de top și o comunitate care vă susține în fiecare pas al drumului vostru. Aici, tinerii pot să-și deschidă orizonturile, pot să-și dezvolte abilitățile și să-și exploreze potențialul, pregătindu-se pentru provocările și oportunitățile viitoare. Pentru că la UVVG nu doar vă pregătim pentru viitor, ci vă ajutăm să-l creați. Alegeți viitorul! Alege Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad!